problemă de distanță. Pe planul pătratului A, B, C, D, cu latura egală cu 12 cm, se ridică perpendicularele AM egal cu 9 și CN egal cu 8. Să se afle distanța de la intersecția diagonalelor pătratului, punctul O, la dreapta MN, distanța OP, construcția figurii. Planul pătratului A, B, C, D. Am construit diagonalele A, C, B, D. Punctul O este intersecția diagonalelor. Perpendiculara AM pe planul pătratului. Perpendiculara CN pe planul pătratului. Am unit M cu N. MO, NO, cu roșu este triunghiul. MO. N, OP este perpendiculară din O pe latura MN, deci va fi distanța de la intersecția diagonalelor la dreapta MN. Se vede că ACNM este un trapez dreptunghic. NS, construcție ajutătoare, o perpendiculară pe AM. Rezolvarea. Fie NS perpendiculară pe AM, rezultă că triunghiul MSN este dreptunghic cu unghiul S de 90. AS este egală cu CN, deoarece ACNS este dreptunghi. Segmentul MS este egal cu AM minus AS, egal cu 1 cm. Diagonala pătratului AC este latura pătratului radical din 2, deci 12 radical din 2. SN este egal cu AC, egal cu 12 radical din 2. Se verifică dacă triunghiul M ON este dreptunghic. Se vor calcula cele trei laturi în triunghiul MSN conform teoremei lui Pitagora. Ipotenuza MN este egal cu radical din suma pătratelor catetelor SN pătrat plus SM pătrat. Se fac calculele, se obține 17. În triunghiul MAO, MO, conform teoremei lui Pitagora, va fi radical din MA pătrat plus AO pătrat. Se fac calculele și se obține 3 radical din 17. În triunghiul NCO, NO este egal cu radical din NC pătrat plus CO pătrat, se fac calculele, se obține 2 radical din 34. Se verifică dacă MN pătrat este egal cu MS pătrat plus SN pătrat. Făcându-se calculele, se obține 289 egal cu 289. Înseamnă că, conform reciprocei teoremei lui Pitagora, triunghiul MO N este triunghi dreptunghic. Unghiul MON 90 de grade. Fie OP perpendiculară pe MN, conform teoremei înălțimii, în triunghiul dreptunghic MON, înălțimea din unghiul drept este OP egal cu produsul catetelor OM ori ON supra ipotenuză. Se fac calculele și se obține 6 radical din 2. Am să fac câteva măsurători de lungimi și unghiuri. Desenul a fost făcut la scara 10 la 1. CN 80. Unghiul MON
are 90 de grade. Unghiul dintre OP și MN. 90 de grade. Lungimea diagonalei AC. Din calcul a ieșit 17. La scară 170. Am să măsor și pe OP. Din construcție 85. Scara 10 la 1 înseamnă că din calcule 8,5. 6 ori radical din 2, aproximativ 8,5.